Viața Sfântului Averchie, episcop de Hierapolis. Sfântul Averchie, cel întocmai cu apostolii, a fost episcop de Hierapolis, în Frigia Salutaris, în secolul al II-lea, în timpul domniei împăratului Antonin, 86-161, împărat roman, 138-161. Și a fiului său, Marc Aureliu, 121-180, împărat roman între anii 161-180. Cetatea era locuită în mare parte de închinătorii la idoli, iar Sfântul Averchie păstorea o turmă mică de credincioși creștini. Era trist în inima sa, din pricina marelui număr de păgâni, și se ruga zi și noapte lui Dumnezeu să-i aducă la lumina adevărului. În timpul unei sărbători idolatre, gălăgioase, Averchie, înflăcărat de dragostea lui Dumnezeu, a intrat într-un templu păgân și a zdrobit toți zeii făcuți din piatră, aur, argint sau pietre prețioase. Atunci când păgânii furioși căutau să-l ucidă, s-a întâmplat ca trei tineri nebuni, posedați de duhuri necurate, smumegând și urlând, să vină și să cadă înaintea acestui om al lui Dumnezeu, care, în numele lui Iisus, a scos demonii din ei. Întrucât tinerii s-au însănătoșit și s-au liniștit, mânia gloatei păgâne s-a transformat în uimire, văzând minunea săvârșită de acest următor al credinței în Hristos. Iar câteva sute dintre ei au cerut să fie botezați. Așa se face că, încetul cu încetul, întreaga cetate Hierapolis a ajuns să creadă în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și să se boteze. Tot în acel timp, mama proconsulului provinciei Publius era oarbă. Averchie i-a redat vederea prin puterea rugăciunii, iar Publius și mama sa au crezut în Hristos. La bătrânețe, Sfântul a fost chemat la Roma, unde a vindecat-o de nebunie pe Lucilia, fiica împăratului Marc Aureliu. Și voind acesta să-l răsplătească, preasfințitul a răspuns: nu are nevoie de bogăție acela pentru care pâinea și apa sunt ospăți în belșugat și ca o masă împărătească le socotește. La întoarcere, Averchie a trecut mai întâi prin Antiohia și prin Apameia, unde i-a biruit în cuvânt pe eretici, apoi prin Nisibe, Cilicia, Licaonia și Pisida. Ajuns acasă, a făcut cele cuvenite pentru a-și zidi mormântul, iar pe el a săpat o inscripție care a devenit una din cele mai timpurii mărturii ale istoriei bisericii creștine. A murit la o vârstă înaintată, la Hierapolis, la sfârșitul secolului al II-lea. Pentru rugăciunile Sfântului Averchie, episcop de Hierapolis, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Vă invităm cu drag să vă abonați la canalul Pronia Ortodox, canal pe care veți găsi peste 1000 de materiale duhovnicești, peste 70 de playlist-uri create special pentru dumneavoastră. Ortodoxia este însăși firea omului. Părintele Rafael Mărică. Pronia Ortodox.